Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest clip voi testa un flutur de slabă calitate de la Le Favor, cumpărat oarecum de pe AliExpress. Am spus oarecum, deoarece vânzătorul mi-a trimis altceva față de ce se vede pe AliExpress. Bineînțeles că am trimis dovezi și spre mulțumirea mea am primit banii înapoi. Acest tip de flutur nu este bun pentru electronică, ci pentru a lipi țevi din cupru și așa mai departe, motivul fiind punctul de topire ridicat. Un flutur bun pentru electronică poate fi acesta de la Cinel, cel de la Best și mai am unul de la Mecanic. Cele mai bune de aici sunt acestea două, Cinel și Best, însă și cel de la Mecanic e destul de bun. La lipire am considerat că este în regulă, însă aspectul nu este așa de bun ca cele două, Best și Cinel. Mă gândesc că aș putea face comparații cu toate cele patru, să văd dacă reușesc, astfel încât să fie și mai interactiv clipul și să înțelegeți mai bine. Știu că e o comparație destul de bizară, asta pentru că între cele patru role de flutur e diferență de conținut. Unul are staniu de 63% și plumb 37%, acesta are 60% staniu și restul plumb și flux, acesta are 60% staniu, 40% plumb, are și flux, iar cel de față are doar staniu și flux. Cel puțin așa am înțeles, nici pe AliExpress nu prea spune mare lucru, plus că unii vânzători din păcate cam mint. Asta am observat eu. Sugestia mea ar fi să vă uitați în comentariile de acolo. V-am spus că am avut norocul că le-am trimis dovezi, deoarece am primit produsul greșit. În fine, gata cu atâta vorbă. Înainte de a trece la teste practice, aș vrea să vedem cât cântărește în realitate acest flutur. Deoarece, în teorie, avem 100 de grame flutur. Însă, în realitate, o să vedeți. Bineînțeles că am testat, ați observat și în clipul cu mailbox, însă să vă mai arăt o dată, dar pe viu, fără editări în zona aceasta. Deci avem 99,52 de grame. Un moment. Deci fludorul cu tot cu rolă cântărește 99,52 de grame. Însă, să dăm la o parte cântarul și o să scoatem fludorul de aici, să vedem cum reușesc. Opa, nu mai avem mult. Gata, am scos tot fludorul de acolo. Uite, așa arată rola. Practic au umplut cu plastic zona aceasta a rolei pentru a cântări mai mult. Haideți să cântărim. Deci rola are 35,96. 35,96. Fludorul are 63,54. Deci, practic, puțin mai mult de 30%, spre 40%, 35% oarecum, au umplut cu plastic. Și asta nu e principala problemă. O să vedem cum se comportă la lipire acest fludor. Înainte de a face comparații cu celelalte role de fludor, o să testăm, vedeți că am pus fludorul înapoi pe rolă, o să testăm la diferite temperaturi. Voi folosi acest LEDCON de la Miniware, folosesc capătul tip daltă, așa îi zic eu, daltă, D24 mi se pare că se numește, sper să nu mă înșel. Prima dată la temperatura de, în realitate nu se vede așa, scuzați-mi acel refresh rate. La aproximativ 300 de grade, nu, hai să scădem la 200. Chiar îmi pare rău că face așa. 200 de grade. Hai să începem să vedem cum se comportă. Nici măcar nu se topește. Văd că nu se topește. Nici atât, deloc. Hai să creștem la 250. Da, 250. Nici la 250 nu se topește. Nu, nici atât deloc.
Hai să încercăm și la 300 de grade. Aici ar trebui totuși să înceapă să topească. Da, a început să topească, dar greu-i. 300 de grade. Da. Ce să zic? Are temperatura de topire destul de ridicată. Să creștem la 350. Da, 350. Oricum aici e clar că se va topi mai bine. La prima vedere nu pare un fludor chiar rău. Da? Să continuăm cu câteva comparații cu toate cele patru role de fludor de la Lefavor, Classic Mechanic, Best și Chinel. Aici am pus de două ori 300 de grade deoarece suprafața aceasta e mai mare. Dar ca o comparație vom începe cu Lefavor la aproximativ 300 de grade. Să vedem cum se comportă. Cu siguranță o să fie nasol. Nu, din păcate. Nu reușesc. E groaznic. Să continuăm cu cel de la Classic Mechanic. Să vedem acesta. Tot la 300 de grade. Da, perfect. Următorul de la Best. Am curățat capătul. La asta o să fie și mai ușor. Da. Iar acum cel de la Chinel. Bineînțeles, am curățat capătul. Da. Vom face testul din nou la 300 de grade, tot la 300, pe această zonă mai mică. Nu, tot nu reușesc. Nu topește, din păcate nu. Din nou cel de la Classic Mechanic. Am curățat capătul. Fără probleme. Din nou cel de la Best. La fel, capătul a fost curățat. Absolut fără probleme. Iar acum cel de la Chinel. Am curățat capătul. Perfect. Să creștem temperatura la 350 de grade. Să vedem cum se comportă acum cel de la Lefavor. Pare un pic să descurce mai bine, dar tot e groaznic. Cel de la Mecanic din nou. Absolut fără probleme. De la Best din nou. Să nu uităm curățarea vârfului. Absolut fără probleme. Cel de la Chinel.
Iar acum vom verifica la 400 de grade. Da, 400 de grade. Din nou cel de la Le Favor. Acum e mai bine, numai că abia acum e cât de cât în regulă. De la mecanic din nou, am curățat vârful. De la Best. Și cel de la Cinel. Da, e perfect. Ce să zic, situația e destul de clară, că cel de la Le Favor nu se descurcă bine. Și la 400 de grade, abia se topește. Și cam asta e comparația între fludorul de la Le Favor și celelalte tipuri. Da, cel de la clasic mecanic nu strălucește, însă lipiturile sunt destul de bune. Lipește bine. Concluzia, dacă vedeți acest fludor pe AliExpress, evitați-l pe cât posibil. Cam mai să termin acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!